Bună ziua, vă salut, Tatiana! Astăzi vom continua partea a doua a micuțului băiețel Dovlecel. După cum vedeți, aici am părțile componente realizate până acum, le-am umplut cu melană, același lucru îl veți face și dumneavoastră. Am rămas să lucrăm căciulița. Folosind același croșet cu numărul 3 și firul de culoare portocalie, voi porni cu un număr de 6 ochiuri de lanț. Deci vom face cele 6 de ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, apoi vom face cel de-al șaptelea care ne va ajuta să întoarcem lucrarea, după care, în corespondența fiecărui ochi de lanț, noi vom face un picioruș scurt. Vom porni exact în același mod în care am lucrat dovlecelul. Trebuie să-i dăm un pic de aspect de dovlecel, măcar prin căciulița sa. Ajunse la capătul rândului, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și voi lucra în back loop, prinzând jumătatea de picioruș din spate. Deci voi lucra piciorușe scurte înainte și înapoi. Vom face pentru o lungime egală cu circumferința căpușorului, după care vom continua căciulița. Deci vom merge înainte în felul acesta, deci un ochi de lanț, voi întoarce lucru și din nou voi face piciorușe scurte în back loop. În felul acesta vom continua lucrarea și vom face această bată egală cu circumferința capului păpușii noastre. Noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. După ce am lucrat o anumită porțiune, noi vom lua căpușorul și pentru a fi siguri că am lucrat destul, vom măsura un pic după căpușorul jucăriei. Cred că este de ajuns acum. În momentul acesta, eu voi pune lucrul în două, în felul acesta, și voi închide totul. Așa cum am făcut și cu dovlecelul nostru, dacă vă aduceți aminte, picioruș cu picioruș, primul voi face alunecat, după care restul vom face piciorușe scurte. În felul acesta vom închide lucrarea. Și bineînțeles, nu este gata căciulița, vom continua. Capătul de fir, apoi îl vom putea ascunde. Voi închide aici și ultimul. În acest moment voi întoarce pe față lucrarea mea. Va fi un pic cam greu pentru că vom lucra cu firul de ață în interior, însă altă modalitate nu am găsit, nu am inventat. Putem trece sculul prin căciuliță. De acum, atât în corespondența piciorușului lucrat în mod obișnuit, cât și acelui în evidență, noi vom face câte un picioruș scurt. Deci acest rând va consta în piciorușe scurte de jur împrejur. Și vom continua astfel până când vom ajunge din nou aici, la capătul rândului. Eu am exact un total de 36 piciorușe scurte. În corespondența ultimului picioruș scurt, voi pune firul despărțitor, după care voi continua lucrând. 1, 2,
el. Patru piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr total de 18 piciorușe scurte. Pentru rândul următor lucrăm un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Acum vom face scăderi repetate. Vom face 6 scăderi. Deci avem prima, cea de-a doua, ne vom juca un pic aici, picam strâmt, 3, voi scoate de aici firul despărțitor, deci vom continua cu scăderile, 5, iar acum voi face cea de-a șase scădere, după care vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. Vom închide totul cu acul și astfel am realizat și căciulița. Deci voi scurta firul, voi închide, iar capătul îl vom ascunde. Am ascuns capătul de fir, să vedem cum vine, ia uitați-vă, perfect, căciulița noastră este realizată. Acum vom trece la montarea părților componente și vom începe prin a coase căpușorul la corpul păpușelei. Este micuț, băiețelul nostru domnicel. Dacă vă amintiți, aici am închis cu 18 piciorușe scurte, 18 piciorușe scurte avem și pentru corp și deci vom începe să coasem picioruș cu picioruș, cu atenție, de jur împrejur și vom coase, bineînțeles, singure. Noi ne vom reîntâlni când vom termina de cusut pentru a continua. Foarte ușor când se coase așa picioruș pe picioruș, deci nu ne putem încurca. Așa cum spuneam, vom continua singure. Pe aceeași linie unde am unit capul cu corpul, vom coase și mânuțele. Prima eu am cusut-o deja, acum vom coase pe cea de-a doua. Ne va fi foarte ușor de cusut, fiind și aceeași culoare. Deci în felul acesta, încet, încet, vom coase mânuța, după care vom continua. Vom coase în modul în care să-i dăm siguranță, să nu se rupă, să nu se desfacă.
capătul de fir apoi îl vom pierde undeva în interiorul corpului, dându-i stabilitate, după care, bineînțeles, îl vom scurta în felul acesta. Vom pierde capătul de fir. Iar apoi scurtăm. După ce am făcut toate acestea, vă amintiți că am avut nevoie și de culoarea verde. Vom lua firul verde, vom pune fir verde în apul nostru și vom începe să decorăm un pic acest micuț băiețel. Veți vedea imediat în ce mod. Eu am lăsat firul un pic mai lung. Așa. Vom lua păpușica noastră. Voi intra de aici chiar din corespondența cercului magic. Voi intra sus. Deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În corespondență deasupra celui de-al nouălea rând. Și vom face câteva cusături în modul în care să-i dăm un pic un aspect cât mai plăcut, să pară un pic dublecel. Deci avem două. Vom coase în felul acesta la distanțe egale, în modul în care să fie cât mai plăcut vederii. Și lucrul acesta îl vom face de jur împrejur. Începem să-l decorăm, să-l facem frumușel. Veți fi atente și dumneavoastră, înălțimea acestor fire să fie egală. Vedem. Așa. Eu sper că o să vă placă ceea ce lucrăm. Acum cred că va fi cam ultima cusătură. După care capătul de fir îl vom ascunde, așa cum ați văzut de multe ori. Și îl vom scurta. Cam așa se va prezenta. Cu aceeași culoare verde am montat un număr de ochiuri egal cât să înconjoare gâtul păpușii. Astfel noi vom face un guleraș. Eu cred că ar trebui să mai pun un
două, așa. Deci avem aici ochiurile necesare. Voi începe în primul ochi de lanț, voi face un picioruș scurt, care nu mă lasă, așa. Deci un picioruș scurt, după care voi face două ochiuri de lanț, voi sări un picioruș scurt, voi intra în cel de-al doilea și voi face din nou picioruș scurt. Două ochiuri de lanț, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea, voi face un picioruș scurt. Firul meu verde este mai subțire decât firul Bravo, cel cu care am făcut întreaga lucrare. De aceea am avut nevoie de un număr mai mare de ochiuri de lanț. În felul acesta, deci, vom continua până la sfârșitul rândului. Am încheiat și gulerașul, acum voi închide, am scurtat firul, voi închide lucrarea, voi pune acul și îl voi fixa la gât. Va fi un tutorial mai lung decât mă gândeam eu. Așa, îl vom coase aici și vom continua apoi. Trebuie să-i punem și un pic de verde ca să aibă aspectul. Cât mai frumos. În felul acesta. Uitați-vă. Astfel am mascat și acel loc unde am cusut corpul și căpușorul. Voi ascunde acest capăt de fir, după care vom trece mai departe. Eu i-am pus deja ochișorii, i-am cusut năsucul, gurița, un pic de sprincene aici, cu un fir negru. Voi intra de aici, din vârful capului, și voi începe să-i fac câteva fire de păr, pentru că nu poate să fie chiar fără păr, și voi proceda în acest mod. Uitați-vă și dumneavoastră. Îl facem în modul în care să pară că are și părul lui. După care, deasupra, bineînțeles, vom pune căciulița realizată de noi. Acesta vom face aproape ultimele părți ale lucrării. Fac câte un fir mai lunguț, câteva mai scurte, sper că vedeți. Orientăm. Acum aici voi face unul mai scurt, apoi unul mai lung, exact să fie identic ca partea cealaltă, după care vom încheia. Așa. Vom ascunde capătul de fir, îl vom pierde undeva dedesubt, în modul în care să nu se vadă, să dăm siguranță lucrării noastre. În acest mod, rămas firul aici. Vom introduce din nou încă o dată. Iar apoi îl vom scurta.
deasupra vom așeza căciulița. Sunt curioasă să văd în ce mod se prezintă. Ia uitați-vă. Nu-i urât. Singurul lucru care ne rămâne de făcut acum este să-i coasem piciorușele. Cu ajutorul unor ace de siguranță, noi le vom fixa în locurile exacte, după care le vom coase. Nu trebuie să fie chiar foarte, foarte pline, pentru că nu vor sta bine. Le vom fixa în felul acesta. Primul. Așa. După care îl voi fixa și pe cel de-al doilea și vom trece la cusut. Vom lăsa un pic de distanță între ele, astfel să se vadă un pic în față. Și cum spuneam, vom trece la cusut piciorușele. Le vom coase fiecare dintre noi și ne vom reîntâlni pentru prezentarea finală. Dumneavoastră să fiți atente cum le fixați. Eu am terminat de cusut și piciorușele. Așa se prezintă micuțul nostru. Eu sper să vă placă. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat împreună, vă rog să lăsați un like, un comentariu. De asemenea, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!